Jurnaliștii de mediu și cei care abordează tematica de mediu vor fi premiați joi 29 octombrie în cadrul galei de premiere a câștigătorilor concursului Premii pentru Jurnalism de Mediu, ediția a doua organizată de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova. Concursul Premii pentru Jurnalism de Mediu s-a desfășurat în perioada mai-octombrie 2015. În această perioadă, jurnaliștii au avut posibilitatea să expedieze materiale la două categorii de presă, presa scrisă online și Radio TV. Participanții care se vor plasa pe primele trei poziții vor lua premii. Premiile vor fi aparate foto, reportofoane și discuri de memorie externă, adică niște instrumente utile jurnaliștilor. Și noi asta și ne-am dorit pentru a consolida jurnalismul de mediu și a stimula abordarea acestui domeniu în presă. La concurs au participat 20 de jurnaliști, o treime dintre care sunt din media locală. Materialele prezentate acoperă o varietate de teme, cum ar fi calitatea apei, pescuitul industrial, energiile regenerabile, arii protejate, arenda fondului forestier, implicarea cetățenilor în activități de salubrizare și altele. Un juriu compus din mai mulți jurnaliști cu experiență în abordarea subiectelor de mediu au selectat câștigătorii după mai multe criterii. Unul dintre care este conținutul, adică stilul autorului, plus originalitatea ca subiectul să fie și interesant publicului larg și anume aspectul ăsta, cum a abordat un anumit subiect, în plus interesul publicului larg asupra acestui domeniu, deoarece sunt și domenii mai specifice și, de asemenea, relevanța subiectului și dacă este un material investigativ sau informativ. Apreciem dacă materialele vor fi de investigație. Articolele au fost foarte multe, 20 de participanți, unii dintre ei au câte 4 articole, alții cel puțin 2. Sunt diferite articole și evident că e foarte greu de a lua anumite decizii. Organizatorii și-au propus ca prin intermediul concursului să stimuleze jurnaliștii să abordeze profesionist tematica de mediu, să promoveze capitolul mediu din acordul de asociere și de asemenea să investigheze subiecte de mediu. Evenimentul este realizat în cadrul proiectului AJMTEM, Agenda Națională de Mediu prin Comunicare spre o mai bună guvernare a mediului, finanțat prin proiectul Consolidarea Guvernării Ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Concursul Premii pentru Jurnalism de Mediu a fost lansat în 2013 într-o consolidare a jurnalismului de mediu în Republica Moldova și stimulări abordării subiectelor ecologice mass media. Prima ediție a avut loc în anul 2014, cu susținerea programului Sector.